Raluca Răducanu, fata cu Vioara. El este John Dice, DJ și producătorul ei muzical. Haideți repede pe canapea să nu întârziem foarte mult. Este un balcanic tech, piesa asta. Bună dimineața. O știți de niște ani. Bună dimineața, bine ați venit la mulți ani pe 2020. Bună dimineața și la mulți ani, că nu ne-am văzut. Cum ați încheiat anul? Cum a fost? A fost un an destul de mișto din punctul meu de vedere. Am avut foarte multe chestii de învățat, foarte multe experiențe frumoase. Și acum, anul acesta, am început cu forțe noi, ca să spun așa. Este o colaborare nouă, o abordare foarte inedită și pentru mine, cred că și pentru el. El este John Dice. Este DJ, producător. Noi ne-am întâlnit cumva destul de spontan. A fost o chestie mai mult foarte... O întâmplare. Da. Și am început să ascultăm muzică. Totul a pornit de la acest drop pe care l-ați ascultat la început. Și apoi am spus, băi, hai să vedem cum ar suna o vioară. Și după ce am tras și vioara și așa, ne-am gândit că ar merge să cântăm și ceva cu vocea. Chiar voiam să te întreb, cum ți se pare? Pentru că mie îmi place foarte mult piesa asta. Ea era cântată prin 82 de o trupă care se numea Bielo Dugme. Și chitaristul trupei era Goran Bregovici. Se chema El George a făcut-o Dane, cunoscută, a făcut-o celebră, adică da. Sfântul Gheorghe. Și după aia s-a trecut la varianta aia bulgărească cu bulgăroaicele alea, Ederlezici. De atunci a tot fost cântată, dar uite că în varianta asta e interesant. Din câte am înțeles că asta ne-am documentat mai devreme împreună, a fost, de fapt, așa a plecat, este imnul romilor. Așa se spune, dar inițial a fost festivalul primăverii, anunța ceva, solstițiu de primăvară. Și abia după a devenit imnul romilor. Balcanic, folcloric, cel puțin romii din zona asta de lume. Mulțumim tare mult, Raluca Răducanu, fata cu Vioara, poate fi găsită pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook și în general astea de socializare. Acolo o găsiți de o vreți la petrecerile voastre, cu John după ea în calitate de producător și DJ, că cineva trebuie să asigure spatele, nu-i așa? Ideea Viori este că, Răzvan, o să vă mai pregătim și alte surprize. Proiectul este abia la început. Este o primă piesă. Vrem să facem un album în zona asta balcanică. Deși poate e un clișeu că toată lumea abordează în ultima perioadă ce treaba asta. De aici suntem, nu avem ce să facem. Nu neapărat. Ideea e că mi-a plăcut foarte tare treaba asta de muzică techno, da? Și mulțumesc foarte tare pentru treaba asta. Și pe el îl găsiți tot pe YouTube, pe Facebook. Salut! John Dice, Red Cut Records, colegul meu Ademar, care e în spate la butoane și de asemenea a ajutat foarte mult. Și urmează și un clip, că asta n-ai apucat să spui. Va urma un clip. Vă așteptăm cu el la Neața. Mulțumim să ne mult de tot și ne bucurăm că vă place. Baftă mare, cel mai important. Mersi. 2020 să fie un an plin pentru voi. Pericol de dans, să-l umplem, să ne distrăm, să ne simțim bine. Haideți! Invităm toți domnii să invite toate doamnele la dans alături de noi. Oh,
să mă aduc. Yeah.
vină cu ce mă petrece și mie inimea.
șapte văi și o vale adâncă. Dau o lică două de paici, lupii mă mănâncă. Dau o lică două de paici, lupii mă mănâncă. Și-a dacă, 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 dai, da, ai, rai, rai, ra. Daga daga dai da ai rai rai ra. Daga 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 dai da ai rai rai ra. Arica, niculita pe. Daga 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 dai da ai rai rai ra. Oh,
fata cu vioara de cristal, vioară ce merită confiscată la un moment dat. A participat și Raluca acum 2 ani la X Factor și știu că momentul... Hello! Știu că momentul tău a ajuns viral pe X Factor Global, nu? Două dintre ele. Două dintre? Prima, ce era? Piesa aia la Michael? Every Breath You Take. Ah, Every Breath You Take, ok. Și a doua a fost Billie Jean. Billie Jean, da, într-adevăr au fost reinterpretări și... Da, a fost un moment foarte, foarte fain. M-aș fi bucurat foarte tare să pot să particip și anul ăsta. Ți-aș fi cântat ceva și la vioară. Ce mi-ai fi cântat? Păi, nu știu. Probabil după ce aș fi terminat momentul, ți-aș fi dat ție vioara și ai fi avut și tu momentul tău. Că știu că ai o piesă frumoasă care îmi place mie. O singura pe care știu de 7 ani. Pe aceea și o cânt. Avem și anul ăsta la X Factor foarte mulți concurenți. Am vrut să-mi pun piciora așa în amun. Foarte mulți concurenți care au venit cu instrumentul, însă pe mulți, multora le-am zis că i-a dezavantajat instrumentul. Și eu am ajuns la aceeași concluzie și dacă aș mai face încă o dată treaba asta, cu siguranță aș renunța la vioară, pentru că e o... Bine, de ce? Nu te-a dezavantajat pe tine? Nu, psihic e foarte greu să reușești să... Te concentrezi la ambele... Da, și să ai control, că e destul de greu, mai ales vioara la rece nu sună absolut deloc. Corect. Și... Da, vizual, e mișto când vin și faci un moment bun. Hai să spunem că ăsta a fost atul meu, asul meu din mânecă. Asta a fost atul tău. Care ar fi trei calități pe care ar trebui să le aibă câștigătorii de X Factor? Să știu la ce să mă uit anul ăsta. Păi din când am văzut, tu oricum ești cel mai avizat, dacă mă întreb pe mine. Mulțumesc. Părerea frumos. Ta este una super validă, pentru că nu doar cânti cu vocea, ești și instrumentist. Deci ce trebuie să fii? Și cred că ar trebui să, în primul și în primul rând, să transmită. Asta e prima calitate. Că mai greșește, că mai uită un vers, că așa, e ok, nu înțelegem. Dar, să în primul rând, sticla, da, să treacă sticla, să scape de emoții, să nu... Bine, să aibă emoții, dar să fie constructive. Și a treia calitate, cred că ar trebui să aibă și un gram de noroc, să facă plăcut de cei de acasă. Corect. Piesa pe care tocmai am auzit-o este o piesă scrisă de tine? Da, chiar vreau să te întreb cum ți se pare. Nice, nice. N-am auzit foarte multe, n-ai voce, ai doar vioară în ea. Este doar vioară, da. Instrumentală. Lucrezi la un proiect instrumental? Este prima mea piesă. Foarte tare mi-ar plăcea să pot să fac un album. Îmi doresc tare să rămână treaba asta, ca orice alt artist de altfel. Și piesa asta a avut și un videoclip pe care tocmai l-ați văzut în premieră aici, la care s-a lucrat ceva, da. Toate ești cristale. Toate sunt cristale. Bine, mie de mică îmi plac bling-blingurile. Briz-brizunile. Da, mie și cred că oricărei femei. Dar e o piesă de suflet și tare, tare mult m-aș bucura să fie preluată de către toți violoniștii și de către toate generațiile care vor urma. Ascultați piesa asta și... Dacă nu vă descurcați, mă sunați și vă mai ajut. O găsiți online, bineînțeles, pe Facebook, pe toate rețelele. Da. Ce voiam eu să spun, nu știu dacă tu știi, eu am și o trupă. Trupa The Jacks. Cum să nu știu? Și vă pregătim așa niște proiecte super, super frumoase. Aș vrea un pic să aduc muzica asta balcanică de afară, că de la noi... Deci o dai pe reggaeton, pe scurt. Un reggaeton, hai să spunem că îl cosmetizăm puțin. Reinterpretăm. Reinterpretăm, da. Și m-aș bucura foarte tare să vin să cânt aici cu trupa. Te așteptăm, avem... Ia uite cât loc avem aici. Mulțumim că ai trecut astăzi pe la noi. Vioara Bănescu, o porți cu tine tot timpul, dar sub cheie, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Bineînțeles, Doamne ferește, dacă mi-a furat cineva vioara, nu e bine. S-a dus fata cu vioara de cristal, a fost astăzi pe la noi. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc și eu. Hai să mai luăm o pauză și vedem ce se mai întâmplă. Ziua, noaptea, prin pătură.
casă dragă, ale cu cămașa albă. Of, 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 cel mai mare vânător m-a prins noaptea la izvor. Nu e ciudă că mă prinse Constantine, Constantine, dați-ne ușile închise. Acu ești mărie dragă, ale cu cămașa albă. Of, 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 cel mai mare vânător. Motivița cu trii
Bye.
cine-a făcut felina în brață. Este Ionel, bată norocul, care vrea să și lege focul. Focul care frânge inimara, fiindcă nu iubește mărioara. Ionel, Ionelule, cine să mănânc cu mine, cine numele,
Raducanu, fata cu vioara, el este John Dice, DJ și producătorul ei muzical. Haideți repede pe canapea să nu întârziem foarte mult. Este un balcanic tech, piesa asta. Bună dimineața! O știți de niște ani. Bună dimineața, bine ați venit la mulți ani pe 2020. Bună dimineața și la mulți ani, da. Că nu ne-am văzut. Cum ați încheiat anul? Cum a fost? A fost un an destul de mișto din punctul meu de vedere. Uh-huh. Am avut foarte multe chestii de învățat, foarte multe experiențe frumoase. Uh-huh. Și acum, anul acesta, am început cu forțe noi, ca să spun așa. Este o colaborare nouă, o abordare foarte inedită și pentru mine, cred că și pentru el. El este John Dice, este DJ, producător. Noi ne-am întâlnit cumva destul de spontan. A fost o chestie mai mult foarte... O întâmplare. Da. Și am început să ascultăm muzică, totul a pornit de la acest drop pe care l-ați ascultat la început. Mm-hmm. Și apoi am spus, băi, hai să vedem cum ar suna o vioară. Și după ce am tras și vioara și așa, ne-am gândit că ar merge să cântăm și ceva cu vocea. Mm-hmm. Chiar voiam să te întreb, cum ți se pare? Pentru că... Mie îmi place foarte mult piesa asta. Ea era cântată prin 82 de o trupă care se numea Bielo Dugme și chitaristul trupei era Goran Bregovici. Se chema El a făcut-o cunoscută, a făcut-o celebră, adică da. Sfântul Gheorghe. Și după aia s-a trecut la varianta aia bulgărească cu bulgăroaicele alea, Ederlezici. De atunci a tot fost cântată, dar uite că în varianta asta e interesant. Din câte am înțeles că asta ne-am documentat mai devreme împreună, a fost de fapt, așa a plecat, este imnul romilor. Așa se spune. Dar inițial a fost festivalul primăverii, anunța ceva solstițiu de primăvară. Mm-hmm. Și abia după a devenit imnul romilor. Balcanic, folcloric, cel puțin romii din zona asta de lume. Mulțumim tare mult, Raluca Răducanu, fata copioara, poate fi găsită pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook și în general de astea de socializare. Acolo o găsiți de o vreți la petrecerile voastre. Cu John după ea în calitate de producător și DJ, că cineva trebuie să asigure spatele, nu-i așa? Ideea este că, Răzvan, o să vă mai pregătim și alte surprize. Proiectul este abia la început. Este o primă piesă. Uh-huh. Vrem să facem un album în zona asta. Uh-huh. Balcanică. Deși poate e un clișeu că toată lumea abordează în ultima perioadă ce treaba să... asta. De aici suntem, nu avem ce să facem. Nu neapărat. Ideea e că mi-a plăcut foarte tare treaba asta abordarea de muzică lui. Techno, da? Uh-huh. Și mulțumesc foarte tare pentru treaba asta. Și pe el îl găsiți tot pe YouTube, pe Facebook. Salut! John Dice, Redcut Records, colegul meu Ademar, care e în spate la butoane și de asemenea a ajutat foarte mult. Și urmează și un clip, că asta n-ai apucat să spui. Va urma un clip. Vă așteptăm cu el la Neața. Mulțumim să ne mult de tot și ne bucurăm că vă place. Baftă mare, cel mai important. Ținem pumii 2020 să fie un an plin pentru voi.
spală. Of, 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 cu săpun de tămă, ioară s-o suce-n sânzea. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi tu. Și pentru atâta lucru, I'm not afraid to die.
soarele, fetele, reginele, ce trezesc la viața.
fata cu vioara de cristal, vioară ce merită confiscată la un moment dat. A participat și Raluca acum 2 ani la X Factor și știu că momentul momentul tău a ajuns viral pe X Factor Global, nu? Două dintre ele. Prima ce era? Piesa aia la Michael? Every Breath You Take. Ah, Every Breath You Take, ok. Și a doua a fost Billie Jean. Billie Jean, da, într-adevăr au fost reinterpretări și da, a fost un moment foarte, foarte fain. M-aș fi bucurat foarte tare să pot să particip și anul ăsta. Ți-aș fi cântat ceva și la vioară. Ce mi-ai fi cântat? Păi, nu știu, probabil după ce aș fi terminat momentul, ți-aș fi dat ție vioara și ai fi avut și tu momentul tău, că știu că ai o piesă frumoasă care îmi place mie. O singura pe care o știu de 7 ani. Pe aceea și-o cânt. Au venit și anul ăsta la X Factor foarte mulți concurenți. Am vrut să-mi pun piciorul așa în amând. Foarte mulți concurenți care au venit cu instrumentul, însă pe mulți, multora le-am zis că i-a dezavantajat instrumentul. Și eu am ajuns la aceeași concluzie și dacă aș mai face încă o dată treaba asta, cu siguranță aș renunța la vioară, pentru că e o... Bine, de ce? Nu te-a dezavantajat pe tine? Nu, psihic e foarte greu să reușești să... Te concentrezi la ambele. Da, și să ai control, că e destul de greu. Mai ales vioara la rece nu sună absolut deloc. Corect. Și... Da, vizual, e mișto când vin și faci un moment bun. Hai să spunem că ăsta a fost tatuul meu, asul meu din mânecă. Asta a fost tatuul tău. Care ar fi trei calități pe care ar trebui să le aibă câștigătorii de X Factor? Să știu la ce să mă uit anul ăsta. Păi din când am văzut, tu oricum ești cel mai avizat, dacă mă întreb pe mine. Mulțumesc. Părerea frumos. Ta este una super validă, pentru că nu doar cânti cu vocea, ești și instrumentist. Deci ce trebuie să fii? Cred că ar trebui să, în primul și în primul rând, să transmită. Asta e prima calitate. Că mai greșește, că mai uită un vers, că așa, nu, e ok, nu înțelegem. Dar, să în primul treacă rând, sticla, da, să treacă sticla, să scape de emoții, să nu... Bine, să aibă emoții, dar să fie constructive. Și a treia calitate, cred că ar trebui să aibă și un gram de noroc, să facă plăcut de cei de acasă. Corect. Piesa pe care tocmai am auzit-o este o piesă scrisă de tine? Da, chiar vreau să te întreb cum ți se pare. Nice, nice. N-am auzit foarte multe, n-ai voce, ai doar vioară în ea. Este doar vioară, da. Instrumentală. Lucrezi la un proiect instrumental? Este prima mea piesă. Foarte tare mi-ar plăcea să pot să fac un album. Îmi doresc tare să rămână treaba asta, ca orice alt artist de altfel. Și piesa asta a avut și un videoclip pe care tocmai l-ați văzut în premier aici, la care s-a lucrat ceva, da. Toate ești cristale. Toate sunt cristale. Bine, mie de mică îmi plac bling-blingurile. Briz-brizunile. Da, mie și cred că oricărei femei. Dar e o piesă de suflet și tare, tare mult m-aș bucura să fie preluată de către toți violoniștii și de către toate generațiile care vor urma. Ascultați piesa asta și... Dacă nu vă descurcați, mă sunați și vă mai ajut. O găsiți online, bineînțeles, pe Facebook, pe toate rețelele. Da. Ce voiam eu să spun, nu știu dacă tu știi, eu am și o trupă. Trupa The Jacks. Cum da? Să nu știu? Și vă pregătim așa niște proiecte super, super frumoase. Aș vrea un pic să aduc muzica asta balcanică de afară, că de la noi... Deci o dai pe reggaeton, pe scurt. Un reggaeton, hai să spunem că îl cosmetizăm. Bun. Puțin. Reinterpretăm. Reinterpretăm, da. Și m-aș bucura foarte tare să vin să cânt aici cu trupa. Te așteptăm, avem... Ia uite cât loc avem aici. Mulțumim că ai trecut astăzi pe la noi. Vioara Bănescu, o porți cu tine tot timpul, dar sub cheie, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Bineînțeles, Doamne ferește, dacă mi-a furat cineva vioara, nu e bine. Da, fata cu vioara de cristal a fost astăzi pe la noi. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc și eu. Hai să mai luăm o pauză și vedem ce se mai întâmplă. Felicul de dans, să nu umplem, să ne distrăm, să ne simțim bine. Haideți! Și invităm toți domnii să invite toate doamnele la dans alături de noi. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
să mă duc. Oh,
Da, 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 da
și vină-mi cu ce mă petrece și mie inimea. Se duce luna la pecare.